de dunioaică. Avem o mini furtună de nisip. Ne intră în ochi și ne înțeapă la picioare. Foarte multe agenții de turism oferă cazări aici și pretind că sunt în Wadi Rum, turiștii vin, stau aici, după care realizează că ei n-au fost niciodată în Wadi Rum, ci la intrare. Ce e tare că avem și o placă în mașină și am înțeles că mai târziu o să încercăm să ne dăm cu ea pe nisip. Clar, clar, eu o să încerc. De când îți dorești? O să ne distrăm foarte mult pe căzăturile mele. Acolo, Eliza? Cel mai tare e că nu era nimeni la volan. A lăsat mașina la vale, s-a suit pe ea și acum a sărit și a urcat iar înapoi și a oprit-o. 5 star makeup. And free. And free, yes. Take it in your bag, not heavy. If you want makeup? No, no, this one, this one. Yeah, exactly. It's still a long time. This is what for we need in the luggage. Yalla? Yalla, habibi. Yalla, yalla. Habibi, come to Jordan. Nu-i întreg la minte. Foarte mult, da. Bună dimineața! Așa cum vă spuneam în vlogurile trecute, astăzi vom pleca într-un tur aici, în Wadi Rum, un alt beneficiu al voluntariatului. Este ora 9, așteptăm să vină ghidul să ne ia și, ce să zic, suntem foarte entuziasmați, suntem curioși ce mai putem vedea aici, în Wadi Rum, cu ce ne mai surprinde. Dar până una alta, nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul like. Înainte să începem turul, ne-am oprit puțin afară din rezervația naturală Wadi Rum, pentru că foarte multe agenții de turism oferă cazări aici și pretind că sunt în Wadi Rum, turiștii vin, stau aici, după care realizează că ei n-au fost niciodată în Wadi Rum, ci la intrare. Organizează campuri pe acolo, doar că suntem lângă șosea, gălăgie, avem o grămadă de stâlpi electrici, cabluri. Toate astea nu le vedem acolo unde stăm noi și unde vom merge în continuare, în deșertul sălbatic. E chiar și o cale ferată acolo, peste drum. Așa mergi, gata. Am urcat. Okay, that's it? That's it. Okay, thank you. We don't try to... Sunt beduinoaică. Bele, cum e hume? Nu că stă bine. Stă bine. Thank you. Thank you. Da. Acum suntem pregătiți cu adevărat. Păi era păcat dacă le-am luat din aman să nu le fi purtat. Băi, ce-mi place. Chiar se vede bine, nu? Stai că eu nu știu cum sunt eu, cum stau. Foarte mișto. Da? Da. Trebuia și prostun din asta și eram beduin direct. Exact. Prima oprire este canionul Cazali, pe care noi l-am văzut acum două zile, dar fiind cu alți turiști, trebuie să-l vadă și ei, după care ne continuăm turul. Vom filma foarte puțin aici, pentru că avem deja imaginile în vlogul de atunci. Și îmi place cum îți stă așa. Da? Aha. Ești exact de aici. Da. Ești cameleon, tu ești și nepalez, ești și arab. Da, da. În Nepal mi-au spus la vamă, în aeroport, că sunt ca ei, arăt ca unul de-al lor.
Aici mi s-a spus același lucru, la un restaurant, că arăt ca un arab. Suntem, amândoi suntem de... De necitit. De necitit, da, de către alții, de unde suntem, în ce țară. Ghidul pe care îl avem astăzi este, de fapt, fratele lui Ecab. El se ocupă de cele mai multe ori cu tururile organizate de aici, din deșert. Am ajuns la Small Arch și am înțeles că putem urca pe undeva pe acolo. Am spus că e destul de periculos, dar sincer nu cred că e mai periculos decât muntele de lângă campul nostru pe care l-am urcat acum câteva zile. Nu, nici nu se compară. Mi se pare piece of cake. Așa arată, stai să vedem. Atât? De ce am urcat un minut? E o glumă. Se vede frumos. Se vede foarte frumos. Da, cum văd cămilele astea, cum merg prin deșert așa lent, îmi dau o stare de liniște. De dacă te uiți în corul la ele. Îmi place cum se văd urmele mașinilor. Așurate așa, pe nisip. Da, se văd frumos. Avem o mini furtună de nisip. Ne intră în ochi și ne înțeapă la picioare. Dar nu știam că înțeapă atât de rău. Stai să mă. Prin deșert așa, pe cal. Hello. Ce frumos. Hello, how are you? Cât fac cai gri. Ai văzut? Da, da. Sunt musculoși, sunt frumoși. Și acum avem de urcat dealul ăsta pe jos pentru a ajunge la Nora View. Am înțeles că este o panoramă superbă asupra deșertului. Mm-hmm. Vedem. Avem un ghid foarte amuzant, a zis că ne vedem mâine. Da. Ce e tare că avem și o placă în mașină și am înțeles că mai târziu o să încercăm să ne dăm cu ea pe nisip. Clar, clar, eu o să încerc. De când îți dorești. O să ne distrăm foarte mult pe căzăturile mele. Mm-hmm. Da, ce e drept din Dubai, din prima noastră țară. Îți dorești să dai cu placa, mă știi? Exact, da, am și zis asta, da, în video. Mi-aș fi dorit să aibă o placă. Las că încerc acum, vezi? E cam adânc nisipul ăsta, e greu să urci. Deja am obosit. Uite, nu pot să urc. Mă descalz. Ce culoare au stâncile astea, ai văzut? Da. Un bleu așa cu mov, roz. Mai mult roz. Foarte mișto arată. Și cum se arată nisipul? Da, frige. Mă încalz la loc să mă urc puțin. Urcă-te. Gata, nu mai poți? Nu. Adevărul că e greu rău să urci pe nisipul ăsta. E foarte greu. Că urci și te dă înapoi nisipul. Aici o fi? Cred că aici, acolo, oare? Posibil, nu știu. Da, se pare că nu e aici, e mai în față puțin, mai avem de mers. N-am scăpat. Coborâm puțin. Și după cred că urcăm iar. Da, în partea aia se vede. E o rază mult mai mare. Suprafață mult mai mare.
Hai să încercăm, să încercăm pe asta. Aș încerca. Și dacă e posibil. Da, hai să vedem prin spate. Dacă nu aluneci, cred că e posibil, dar nu știu care e treaba. Și dacă m-aș urca, nu știu cum m-aș coborât. De urcat să zicem că se poate cumva. De aici. La coborât e mai greu pentru că e abrupt și nici nu ai unde să pui picioarele. E foarte fină stânga, e dreaptă. Da, nu ai eu. Nu ai trepte. Mi-ar mai trebui un loc unde să pun picioarele aici, nu știu unde. Dacă aș ajunge aici, pe urmă aș urca. Până la urmă am găsit o cale să mă urc, dar o să urc pe ăsta care e și mai sus. Prin spate, nu pe acolo, pe unde încercasem mai devreme. A fost cât de cât accesibil. Dacă putem să o vedem pe Eliza, ea a rămas jos. Are altă încălțăminte. Da. Uită-te. Acolo e Eliza. Cum ai ajuns acolo? Prin spate. E cât de cât accesibil. Nu știu dacă nimerește drumul pe care am luat eu. Ai găsit? E foarte îngust. Știu. Așa, pe acolo. Acum câteva zile erai capra neagră, acum ești vandam. Da, exact. Ne-am întors la mașină și văd că aici se organizează picnicul, cred. E posibil să luăm masa. Acolo sunt niște mașini. Mașina noastră e în față și grupul nostru e aici pe dreapta, la umbră. I am very good if you are good. Hai cu oamă. Which are for two as the chef? The chef? Canavacciuolo. Borghese. Chef. He cannot cook. Cracco. Cracco. Farid, شم ريحة فيه ريحة كويسة ولا لا؟ ريحة كويسة ولا لا؟ Și aici unde ne-am oprit tot un fel de canion. Și pare că în față se îngustează, nu știu, mergem să vedem. Până eu pregătesc masa. Și aici la stânga e o peșteră, nu. E tot un culoar mai îngust. Așa în față. Oh! Așa e cu? Wow! Și aici se termină. S-au desenat oamenii pe perete. Zici că e meduza. Mhm. E urât. Și această zonă a deșertului este ceea ce ei numesc Wild Desert, adică deșertul sălbatic. Și suntem foarte aproape de granița cu Arabia Saudită. Cred că în jumătate de oră am fi acolo. Și vrem să vedem cum se gătește prânzul. So what are you doing? We do galaya. A what? Galaya. Tomato. Ah. The onion. Uh-huh. Yeah. Yes. You will see. It's nice you have your cooker with you. Yes, our kitchen in the car. Everything. This up. Am tot bine să lățic asta. Mhm. Am tot bine tot, cât ține de fapt. E salată de pulini, fa la fel de obicei, cred. Mhm. Thank you.
Să arată de vine te. Nu am mâncat de mai bine de una. Să-mi vine să cred. Mixul ăsta de roșii e bun. Toate sunt bune, da. Bine, nu. O mâncare foarte bună. It is very good. Welcome. Bon appétit. Și aici mai suntem în zona aia cu nisip roșiatic. Nisipul e alb aici. Terminat de mâncată din auri. Și îl așteptăm să vină cu mașina să ne ducă undeva unde să ne putem da cu placa de snowboard sau nisipboard, nu știu, sandboard. Ciao, ragazzi! Cel mai tare e că nu era nimeni la volan. A lăsat mașina la vale, s-a suit pe ea și acum a sărit și s-a urcat iar înapoi și a oprit-o. Yala? Yala, habibi. Yala, yala. Habibi, come to Jordan. Kif halak? Nu întreg la minte. Foarte mult, da. Partea asta deja e mai roșiatic nisipul, iar nu mai e alb. E foarte fin aici. Hai să vedem cum cădem. Women first. If women still alive, man again. Man it's very steep. No. You can sit and you can stand if you want. Să stai și în fund pe ea. I can try it first. Okay. Or you want first time sit? But how to shake? Stop! Khala stop, wagod. Like this? No, sit limited. Yes. Yeah, she died too. Put your feet. Put all of your body. Keep all of your body in the board. Yes. Oh my God! See you tomorrow. Ah, amore. Well. E foarte greu. Hai să încerc și eu, da. Ține camera. Nu mai pot să respir. Foarte greu să urci înapoi. Încerci în picioare? Yes, if you want to stand up, just put your feet outside like this. Or we will fall. You will, sure you will fall. Just keep, if you fall, keep running. If you jump, keep running. Yala, vazi. Momento. Oh my God. Don't push me, da. Haide. Stand. Bine! Da. E bine, până la jumătate m-am dus. Da. Vazi. It's good, I made half of the way. You did half. Bă, dar chiar e greu. E foarte greu. Ia. Ale! Da, nici nu s-a dus până la capăt. Da. Când ajungi pe acolo, trebuie să sari. Da, dar n-am ajuns acolo. Eu căzut mai devreme. Da. Vrei să dai și micioare? Da. Hai că mă duc eu să te filmez. Cred că să râdem foarte rău. Nu știu dacă pot. Eu am văzut? Un metru. Am stat până jos. Da, dar te-ai căzut pe burtă aici. Da, dar nu m-am lovit. Nu m-am lovit deloc. N-a sărit și asta din
Am nisip în gură, în ochi. Păi ai căzut în față. Trebuia să alergi după ce ai căzut pe el. Păi e prima oară când încerc, deci am ținut să le bine. Da, 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 stai foarte bine. Am coborât același pantă cu mașina. O, doamne. A, ți-a riprezut lung, dar poți să vă dai video. Băi, pe unde ne ducem? Hai că suntem obișnuiți din Dubai. Cu jeep-ul pe dune. De fapt, da, nu e nimic, dar aici mai sunt și stâncile astea. Stai că rămas aici. Opa. Încă lopți. Acolo erau numai dune de nisip aici. Sunt și munții ăștia. Hai să vasă pe lelia țaua. E pomato, e. Alexandra Stan. Și de shirt. So what is this? Da da, view. How? Da da. Da da. Yes. Okay. Da da. Da da. Da da in Romanian means yes, yes. Yes. Da da. Yeah. Da da. He say da da. Da da. Then you displace da da. Nu dau seama ce. Șerpe sau ce? Da, o șopârlă mică. În Europa, tălăl! Nu știu ce avea cu șopârlă aia, n-au reușit să o prindă. Da, o șopârliță mică. Mică după călestic, n-are nimic. If you like to see a nice view, you can go over there. And if you like to go to the right also, it's more view. And where is Saudi Arabia? Saudi which Arabia way? It's this side. That side. You see the last mountain? Yeah. This mountain is the highest mountain in Jordan. Oh. Umm Dami. That's Umm Dami. Yes, okay. The Umm Dami. It's around 1,850 between the sea temperature. Mm-hmm. This level, yeah. And after it's come direct Saudi Arabia border. Yeah, long time we knew it. So behind that mountain is Saudi Arabia. Yes, behind of this mountain is Saudi Arabia border. Okay. This one is called Wadi Sabat. This is it. Look to Wadi Sabat. There is. Ce vrei? Întrebarea că vreau să mă machiez. No, oh yeah, he can wear some makeup. 5-star makeup. And free. And free, yes. Yeah. Take it in your bag, not heavy. If you want makeup. No, no, this one. Yeah, exactly. It's still a long time. This is what for we need in the luggage. Because it's too light. All of Romania use it. What will they say at the airport if they will find that stone in our baggage? No problem. It's only makeup. You will pay a lot. Say we take it from Wadaram. You will pay a lot in the luggage, you know. Mm. 1 kilo. Enjoy your time. Take your time. See you tomorrow. Oh, Tabuk. Deci uite, amândoi nu suntem treci la minte. Deci nu... În circul, dar sunt tineri, foarte tineri. Unul are 22 de ani și celălalt 24. Te-am pus numai pe zume. Deci ai auzit, nu, că ăla e Umm Dami. Care? Acolo. Ăla de acolo? Ăla cel mai înalt, dar din stânga. Și după el, imediat e granița cu Arabia Saudită. Wow! Am ajuns și aproape de Arabia Saudită. E mult mai mare deșertul în Arabia Saudită, acolo chiar te pierzi. Bine, și aici te pierzi, aici ne-am pierdut noi. Și unde suntem acum? Suntem în pustiu. Foarte frumos se vede de aici. Foarte frumos. There is a spring there, yes, or just for... It's a dam. It's, ah. Yes, it's how the people collect the water from a long time. From yes, the rain? Yes, from the rain, the people do it. Okay. Water come in. We go to see. Da, și de aici colectau ei apă, sau încă o colectează atunci când plouă. No, e încă apă aici. E apă? E o mare gaură. Oh! Water. A little bit. Yeah? Yeah.
place să cânt sunete când e eco. Se vede foarte frumos și de aici. Și asta este penultima oprire. Ne vom opri undeva destul de aproape de aici, să vedem apusul, după care ne întoarcem în camp. Hello, bellissima. Molto bene, bellissima. Mamma mia. Bravo. Mamma mia. Hi. How are you? Good. I'm good. Nice to meet you. Hello from deserto. Nice to meet you. After one day. After one day. After all day, huh? Hello. Hello. Are și 1,95 m, când îl vezi așa mare, nu te aștepți să fii în hală. Because I have to be standing because you're very tall. You see, if I stand like this. Salami, salam, mumuddi, ilma ibi farqak. Okay. Yalla. Okay. Yalla. Yalla, yalla. A fost frumoasă ziua de azi. Ai și căzut, ai mâncat puțin nisip. Păi da, eu încă mă gândesc, sunt șocată. Cum am, în viața mea n-am căzut așa ca un bolovan am căzut. Da, da, te-ai ținut bine. Te-ai ținut bine, vă placă mult mai mult decât mine. M-a făcut puțin de râs la asta. Adică nici când eram mică și am căzut din copac, am căzut de pe role, am căzut de pe biciclete și întotdeauna am căzut în coate, în genunchi, dar hacă cum m-am dus ca bolovanul. Dar oricum să știți că nu pare, nu e atât de rău pe cât pare, nu m-am lovit absolut deloc. Pare că a fost nașpa, dar nu, n-a fost așa, întreagă. Foarte frumoasă ziua. Încheiem vlogul aici. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul like și să distribuiți videoclipul. Și ne vedem așa cum v-am obișnuit în câteva zile. Așa e. Și încheiem cu apusul. Da, a apus deja. Da.